Iar sunt plecat de acasă. De ce plecat? Ca de obicei, ca să văd, pentru că pofta nu-i așa, vine văzând. Destinații de weekend și în această săptămână, în această duminică, să zicem de septembrie, un septembrie cu o lumină blândă, așa cum se întâmplă la fiecare început de toamnă. Am plecat din Râmnic, pe Valea Oltului, am făcut spre Brezoi stânga, prin Brezoiul Lumii, prin Malaia și iată ne-a ajuns la o intersecție de drumuri. În spatele meu drumul duce spre Voinasa, lotul curge spre Brezoi. Iar în dreapta, alt drum care duce spre Ciunget și dinspre Ciunget, înspre Lotru, vine o altă apă, afluentă al lotului Latorița. Mergem spre cheile Latoriței, avem și Valea Latoriței, dar avem și cheile Latoriței. O să trecem puțin prin Ciunget, pe lângă marea construcție a hidroelectricilor de altă dată, centrală de la Ciunget. Avem curent la baterie, nu trebuie să luăm de la această hidrocentrală. Și împreună cu irlandezul meu de astăzi, Adi Brutu, o să vă arătăm ceea ce se află pe această vale și cum arată cheile Latoriței, cum spunea cineva, cel mai înalt punct al raiului românesc. După mine, cel mai frumoase chei. O să încercăm să ajungem la Pedrimanu, primul baraj, apoi la cel de-al doilea baraj, la Galbeno, și dacă o să țină picioarele și o să țină și vremea cu noi, o să încercăm să ajungem către Iezerul Mutinului sau măcar Cascada Moara Dracilor. Vedeți că circulație intensă. Salutăm oamenii care trec pe lângă noi, că ne cunosc, că trăiți spre școală și noi spre Ciunget. Adi, pregătit și pentru o baie, bănuiesc, pentru că de la 16-17 grade pe timpul verii în Irlanda a ajuns în plină toamnă aici la noi la 25-26, pa chiar 28 de grade. Și nu uitați, pofta vine văzând, este firma care ne susține această emisiune și așa s-o țină în continuare. Ca să vedeți, trebuie să poftiți.
Am trecut prin Ciunget, înainte de la Ciunget se face un drum la stânga pe Repeda. Altă dată, cu altă ocazie, o altă emisiune destinată de weekend spre piatra Târnovului, Târnovul Mare, Târnovul Mic. Am intrat pe Valea Latoriței, avem și Cheile Latoriței. Valea Latoriței și aceste chei, cheile sunt mai scurte, cam 5 km, valea este mai lungă. Valea Latoriței cu Munții Latoriței, care fac parte dintr-un gruntos mai mare din Carpații Meridionale, vorba de Munții Lotului, Șureanu și Parâng. Și ne-am oprit cu un pod aici, pentru că acest pod durează de 50, dacă nu 60 de ani de zile. Aduc aminte că drumul ăsta de la Petrimanu până la intersecția cu drumul care se stăpânează, îl făceam pe jos cu cei de la clubul Fontan Buridava, pe care îi salut dacă cumva mă urmăresc, și am înțeles că mă cam urmăresc așa. Da? Și o să ne ducem înspre Petrimanu. S-a cam răcorit aici, a și plouat peste noapte, văd niște băr și bătoace, dar uite că este și soarele să ne mai vadă din când în când și călătorul este bine cu drumul. Și drumul, după cum v-am mai spus de atâtea ori, este cel mai mult învățător. Și la drum, opta vine văzând. O să vedeți și flori, și fruturi, și ape, și păstrări, dacă avem norocul să surprindem câțiva păstrări pe cameră, pentru că noi am văzut cu ochii liberi. De aici, de pe pod, vedere de pe pod, cu apa asta limpede, Latorița, în care o să facem și puțină baie, dacă rămâne soarele să ne vadă. De acord, Dadi? Hai să vedem, poate vedem și niște păstrări. Nori amenințători și ne-am făcut rost de umbrelă. V-am mai arătat. E un truc simplu. Aveți pe marginea apei acești brusturi care pot fi făcut foarte ușor umbrelă. Thailanda, ce faci? La cules de orezel. Uite ca orașul în cultură. Da, ne-am oprit aici pentru că să avem o zonă cu multă apă venită pe detersant. Unii numesc zona asta zona cu cascada verde din cauza mușului care se află pe lângă această apă care vine din amonte. Foarte frumoasă, dacă vreți faceți un duș, foarte simplu, aci te bagi? Ne băgăm mai aproape de cascada. E apa foarte bună, rece, bineînțeles. Spectaculoasă și această cascadă mică, într-adevăr, o să mai avem și altele mai mari, ca să ies de lângă să mă fac și auzit. Și un sfat în cei care vor să ne calce pe urme. Nu veniți cu o mașină de stradă, de oraș, pentru că o să mergeți cu auto la autoservice. O mașină cu garda mai ridicată, ca să aveți posibilitatea să ajungeți măcar până la Petrimanu. Drumul este rău, a mai și plouat. Acum ce să mai fac, un apel către autoritățile locale să bage în seamă și drumul ăsta, pentru că într-adevăr o zonă fantastică, turistică, repet, sunt cheile Latoriței, Valea Latoriței, și cheile Latoriței timp de o jumătate de oră o să rămân în cheile astea, pentru că vreau neapărat să intru puțin la apă, de plăcere, dacă nu cumva o să vină apă de sus. Adi, hai să le arătăm celor care ne urmăresc căderile astea două de apă, cascada verde, să ziceți noi cum zic azi, cascada verde, și dacă o să avem timp, și timp o să fie frumos, poate de la Petrimanu, avem cam două trasee de urmat dacă venim pe timpul verii. De la Petrimanu stânga, cu următoarea Oltetului spre peștera Polovraj, peștera Muierii. Cel de-al doilea traseu spre celălalt baraj, barajul Galdenu, de acolo spre
cascada Mora Dracilor și apoi mai departe, mai sus, către Iezerul Muntinului. Dar n-ajungem noi astăzi acolo, că deja e trecut de miezul zilei și niște nori și niște luminițe. Se arată cam atât. Am potolit setea la Cascada Verde, dar seta de frumos nu, pentru că printre atâtea flori mai apare și o bălărie. Dar cum vedeți, vedem și noi, poftă vine văzând și uitați-vă ce se află, unde arăt eu cu mâna. Suntem la o altă intersecție de drumuri, pe cel care mergem noi, ajungem la Petrimanu. Se face un drum în stânga, nu trebuie să mergeți cu mașina, probabil pe jos, dar după informațiile mele de la familia Țugulescu, care are stână sub Târnovul Mic, cam 3-4 ore și nu e timp pentru a ajunge acolo. Piatra Târnovului, o piatră pe care am prezentat-o în mai multe emisiuni, greu de ajuns acolo și mai ales greu de trecut pe ea, pentru că e ca o muche de cuțit, ca un tăiș. Aici, abrupt în spate, după cum se vede, iar dincolo Grohotișul, o zonă foarte frumoasă. Promit că o să ajungem și acolo, dar pe partea cealaltă, pe partea pe care n-am intrat Repedea. Și mai avem o altă vale, deci avem Valea Repedea, Valea Latoriței și Valea Rudăreasa. O vale la fel de frumoasă ca și Valea Repedea, cu o peșteră, peștera cu lapte sau peștera cu faraon, și a fost urmărită la emisiunea Destinații de Weekend. Acum, îl văd pe Adi foarte preocupat așa,
și de aparatul de fotografiat și de cameră să ducă în Irlanda niște imagini, pentru că și la ei aceeași problemă cu vederea. Bine, văzând, încă o dată mulțumesc, Diana, și o să mai avem ceva produse și pentru primăvara, și pentru toamnă, și pentru iarnă, pentru cei mici, pentru cei mari, la iarbă verde, acasă, în bucătărie sau, de ce nu așa cum am plecat noi, la drum. Adi, îți place? Sigur? Foarte. Acum, ce facem? Mergem spre Petrimanu sau o scala despre... Ne bucurăm 5 minute de peisaj și mergem. Da, mai jos de căbănuța asta care nu are cum să te adăpostească, zona Borogeana cu căderi de apă și iarna candelabre de țurțuri. Poate ajungem și la iarnă și ne facem niște păianjeni de gheață, o căsărare pe niște țurțuri cu prietenii de la Salvamont. Îl salut pe Marcel Andreescu, îl salut și pe Mircea Lera împreună. Și, cum vedeți, eu vorbeam de toamnă și de o lumină de asta blândă care cade peste ținuturi. Păienița asta cu trifoi, nu știu neapărat cu trei foi sau patru foi, e plină de fluturi. Fâlfâlt și noi spre Petrimanu. Da, încet, încet toamna începe să-și dea în petece de culori, îngălbenește, eu știu, toate culorile curcubeului le lasă toamna peste aceste ținuturi și o să vină și iarna. Și o să vorbesc puțin acum de iarna, pentru că drumul, dacă acum este rău, unii spun că iarna e mai bun. De ce? Pentru că toate gropile astea vor fi astupate de zăpadă și sunt și oameni care merg la Petrimanul, la baraj și la celălalt baraj, la gardul pentru control. Dar mare atenție iarna, pericole de pe cei doi versanți, pentru că aici a fost provocată de doamne, de oameni sau pur și simplu natura a lăsat către drum tone, sute de tone de zăpadă și au fost prinși oameni aici într-un mijloc de transport. Zăpadă
cele 7 cruci care sunt acolo. Deci mare atenție, țineți cont de sfaturile salvamontiștilor, de sfaturile oamenilor care trăiesc în apropierea acestei zone, la intrarea în Chirelatoriței și din Ciunget, și oamenii de la cele două baraje sau la baraj, plus că sunt două pensiuni în zonă, ei vă pot da mai multe amănunte, informații și prin intermediul unui număr de telefon. O să vedem acum, pentru că dacă am vorbit de Valea Latoriței, să vedem și în cheile Latoriței. Vă spuneam cam 5 km de chei, cu gresii, la fel în foarte, foarte multe culori, apoi cu apa spânzurată și apoi cu barajul Petriman. Mulțumit, Adi, până acum! Irlanda, bucuroasă că vede ceva din România? Se sperăm că da. Da, și bucuroși și telespectatorii pot urmări duminica de la ora 10 emisiunea Destinații de Weekend. Poate și o destinație de weekend, grăbiți-vă, zilele se scurtează, nopțile se lungesc, temperaturile scad și sper să nu vă cadă pofta de a vedea și de a porni la drum. Aici încep cheile Latoriței, vă spuneam, culori, gresie, mai multe culori și poftiți să vedeți. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, măcar credeți în imagine pe care le extragem de aici, în cheile Latoriței. Turcoaz, verde, galben, albastru, nu mai știu ce să mai zic, pentru că aici cuvintele sunt de plictos. Să vorbească imagine.
Nu știu dacă mă auziți, dar sigur o să mă vedeți. V-am promis că fac baie și nu e o promisiune ca să mă țin de ea, pentru că neapărat vreau să mă vedeți cum fac baie. Ori de câte ori dau de apă, mă simt în elementul meu. Deși sunt născut în zodia săgetător, călător pe toate cărările, mă simt atunci când e apă ca peștele în apă. A dispărut Adi Brotu, nu știu pe unde, a plecat în Irlanda cu imaginile astea curate de pe cheile Latoriței. Suntem în zona cheilor Latoriței cu cea mai frumoasă imagine a acestor chei. O să vă vedeți intrând la apă în bazinul mic, bazinul mare și probabil și bazinul olimpic. De ce zic bazinul olimpic? Pentru că în aceste bazine odată făceau baie numai zei. Adi, se vede tot? Tot bazinul sau tot corpul? Cred că nu vreau să-mi vedeți tot echipamentul. Mulțumesc, Adi! Deci probleme în traseu. Colegul meu Adi s-a rănit destul de urât la picior, la rotulă. Nu știu dacă e julit sau s-a spart rotula, dar se pansează acolo. Repet, mare atenție când mergeți la munte, ce echipament aveți și mai ales când e zonă umedă, cum călcați pe pietre și se poate ajunge la asemenea accidente. Asta vreau să vă spun, chiar dacă plecați pe picioare, în rucsăcel sau în bagajel, să aveți și o trusă de prim ajutor, de acordare a primului ajutor, o trusă sanitară. Aici Adi e dotat cu trusă auto și parcă i-a revenit zâmbetul pe buze. Da, acum sunt mai bine. Mai bine, da? Da. Putem merge sau ne întoarcem? Încercăm. Încercăm. Thank you.
Da, deci se simte mai bine, a rămas la mașină. Am plecat de la acele bazine olimpice. M-am îmbrăcat puțin mai gros pentru că m-am simțit puțin răcit. Și am ajuns într-un alt punct în care puteți poposi. Apa spânzurată, apă care vine de sus și nu prea mai vine pentru că este captată. Dar și aici o zonă de gresii foarte, foarte frumoasă, cu tot felul de culori și cu susul acesta plăcut al apei, care mai e, în apa asta limpede am văzut și câțiva păstrăvioare. De aici mai puțin până la barajul de la Petrimanu, acolo să stăm să discutăm despre cele văzute până acum și apoi o întoarcere către casă, pentru că s-a apropiat și apusul de soare și aici când e întuneric ați văzut câte gropi sunt și n-aș vrea să cântăm foi verde, foi de prun. Am rămas cu mașina în drum. Vedeți câte se pot vedea atunci când ai poftă de călătorie și când urmărești emisiunea Destinații de Weekend. Ajuns la Petrimanu, v-am spus că sunt două pensiuni aici. Noi coborăm niște trepte și o să ajungem pe malul lacului Petrimanu. Deja am văzut niște imagini foarte, foarte frumoase și încercăm să mai luăm și altele. Se lasă soarele spre apus, aici e și un loc de campare. Campare frumos, nu? Da. Noi de obicei campam în coada lacului, dar aici mi se pare mai frumos. De masa tăcerii. Da, aici un fel de masa tăcerii și... Da, Adi, am uitat, suntem noi când mâncăm. Mai întâi ne bucurăm de spectacol și la final. Când am plecat de acasă, ne-am propus să ajungem la jezerul Muntinului, trecând pe lângă acea cascadă numită Mora Dracilor, dar n-am ajuns decât până la Petrimanu, drumul greu, prost, aș putea spune, și iată-ne rămași aici, pe malul lacului Petrimanu, barajul la Petrimanu. Nu o să ne înaintăm nici spre Galbenu. E un început de toamnă. Închipiți-vă un octombrie aici, după prima brumă, cum arată pădurea și cum se oglindește pădurea în apele limpezi ale latorii zăgăduită de barajul de la Petrimanu. Sunt ultimele raze de soare aici la Petrimanu și probabil ultimele secvențe din emisiunea Destinații de Weekend. O mică recapitulare, Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Brezoi, Malaia, Ciunget și cheile Latoriței, Valea Latoriței și cheile Latoriței. Poate fi o destinație de weekend pentru cei care doresc să vadă ceea ce am văzut și noi.
primul pas e greu de făcut, următorii pleacă de la sine, dar atenție unde faceți pașii ca să nu pățiți și a pățit adibetul colegul meu de drumeție astăzi. O să mergem să ne așezăm la o masă, pe masă să punem ceva și trebuie să le mulțumesc celor care susțin această emisiune, celor de la Diana, pentru că avem iar un careu de produse de aș, produse numai bune de gustat la iarbă verde, acasă, pachetelul de la școală, dar în general tot timpul.